În mod normal m-aș fi îmbrăcat un picuț mai crăciunistic, dar anul ăsta considerați-mă Grinch-ul de pe BookTube. Bună din nou și bine ați revenit la un nou videoclip! Astăzi vreau să vă fac câteva sugestii de cadouri pentru aceia dintre voi care încă nu au apucat să le ia ceva de Crăciun cititorilor din viața lor. Anul ăsta, ca niciun alt an, eu am făcut majoritatea cumpărăturilor de cadouri pe ultimul moment. Efectiv, cred că și în momentul în care voi vedeți clipul ăsta, eu încă mai am de luat niște chestii. Nu știu exact ce s-a întâmplat, pentru că, în mod normal, sunt cunoscută ca acea persoană care mereu ia cadouri din timp. Oh well, se mai întâmplă și de-astea. Înainte să începem clipul de astăzi, însă vreau să anunț repede de tot câștigătorii concursurilor organizate săptămâna trecută. Am avut două concursuri, unul organizat în parteneriat cu cei de la Curtea Veche, în care o persoană a putut să câștige Oameni Normali și Conversații cu Prietenii de Sally Rooney, iar câștigătorul este Andrei Lela. M-am bucurat foarte, foarte tare când i-am văzut numele în random, pentru că Andrei este o persoană care îmi comentează mie de multă, multă vreme și este alături de mine de multă vreme, așadar mi s-a părut că în sfârșit random a funcționat exact cum voiam, deci m-am bucurat super mult să-i văd numele acolo. Iar a doua persoană, cea care a câștigat concursul organizat împreună cu cei de la Gama, în care a putut câștiga Acum Sunt Normală și Orange Boy, este Bella Mar. Pe ea, cred, nu o știu, dar asta nu înseamnă că poate nu mă urmărește de multă vreme așa din umbră, pentru că eu știu sigur că am multe, multe canale pe care le urmăresc de ani de zile, dar la care nu comentez niciodată. În general, eu nu prea comentez pe YouTube, așadar, na. Așadar, aștept un mail de la voi, de la amândoi, pe irina.citeste@yahoo.com, în care să-mi spuneți adresa de livrare și cărțile vor fi trimise, cel mai probabil, săptămâna viitoare după Crăciun. Pentru voi ceilalți, nu vă speriați, pentru că urmează două concursuri pe Instagram în perioada următoare. Așadar, dacă vreți să câștigați mai multe cărți, mergeți pe contul meu de Instagram și o să vedeți acolo niște concursuri frumoase, frumoase cât de curând. Haideți însă să trecem și la clipul de astăzi. Am mai făcut genul ăsta de videoclip acum 2 și acum 3 ani, cred, în care încercam să vă fac niște sugestii de cadouri în funcție de persoana căreia doriți să-i oferiți cadoul respectiv. O să vorbim despre cadouri pentru copii, cadouri pentru adolescenți, fete, băieți, cadouri pentru adulți, fete, băieți și cadouri pentru mame și tați, pentru că astea sunt categoriile cu care eu cel puțin mă confrunt cel mai des în ultima vreme. Haideți să începem! În ceea ce privește cărțile de copii, evident, nu sunt atât de bine ancorate în ce înseamnă literatura pentru copii de la noi, dar încep să fiu datorită lui Luca, începe să mă intereseze din ce în ce mai mult ce se publică în materie de cărți de copii și la noi. Ei bine, Luca, nepotul meu, care în momentul de față are un pic mai mult de 2 ani jumate, are o mare pasiune pentru două, cel puțin două lucruri ficționale deja. În primul rând, îi place foarte tare de Findus. Asta este o serie scoasă în română de cei de la Pandora M. Cred că sunt deja vreo 7 sau 8 cărticele și recent au scos și un calendar foarte drăguț. Așadar, dacă aveți copii mici-mici în viața voastră, asta este cu siguranță o variantă. Tot pentru copii mici-mici, dar deja cred că o idee mai mare, o să recomand o autoare, pentru că mi se pare că nu pot să aleg dintre cărțile ei. Este vorba despre Judith Kerr, din nou o autoare publicată la editura Pandora M. O autoare faimoasă, cel puțin, pentru cărțile cu Mog. Cărțile cu Mog, printre care și una de Crăciun, pe care o vedeți aici, sunt foarte populare printre copii, așadar, dacă din nou, dacă aveți copii mici prin preajmă, eu zic să încercați și asta. Dacă aveți copii un picuț mai mari, din nou o să recomand o autoare și anume pe Jill Tomlinson. Bufnița care se temea de întuneric este o carte minunată și în general mi se pare că cei de la editura Nemi au multe cărți foarte frumoase pe segmentul ăsta de 6-8 ani. Îmi mai vine în minte și Philip Dick Smith, cred că îl cheamă, un tip care are o serie cu Sofia și melcul ei, Sofia și tot felul de lucruri. Nu un autor care cred că prinde bine la copii din segmentul ăsta. Iar copiii deja un picuț mai mari, să zicem middle grade, o să recomand o carte pe care eu personal nu am citit-o, dar de care am auzit foarte multe și îl știu pe autor. Este vorba, de exemplu, despre Câinele care a salvat lumea de Ross Wolford, apărută la noi la Corint. Ross Wolford mai are la Corint și călătorie în timp cu un hamster sau în compania unui hamster și mai are o carte și la Veland. Și din nou, deși nu am citit cărțile lui, îl știu pe el ca autor și știu cât de fantastic este. Așadar, dacă aveți
copii sau rude în jurul vârstei de 10-12 ani, zic că asta este o variantă foarte bună. Să trecem și la adolescenții, însă vom începe cu fetele, pentru că pentru fete mi se pare totuși mai ușor de cumpărat decât pentru băieți. Am încercat în toamnă să fac a doua carte unui adolescent, unui băiat despre care nu știam absolut nimic și mi-am dat seama cât de greu este de fapt, dar o să începem cu fetele pentru că acolo este mai simplu și o să începem cu o promovare nerușinată și evident este vorba despre o listă semi-definitivă a celor mai îngrozitoare coșmaruri de Kristen Sutherland, apărută la noi la editura Storia, în traducerea lui Yours Truly, o carte care mie mi-a plăcut până la cer și înapoi. Mi-a plăcut într-atât de mult tot la cartea asta. Mi-a plăcut personajele, mi-a plăcut stilul, mi-au plăcut referințele culturale, mi-au... tot, absolut tot. Mi se pare că este genul de carte care nu poate fi citită doar de adolescente și nici măcar nu doar de fete și nici măcar nu doar de fete la vârsta aia. Poate fi citită de toată lumea, dar cred că fetele la vârsta aia s-ar regăsi foarte, foarte mult în cartea asta. Așa cum cred că de fapt s-ar găsi oricine dacă are mintea un picuț deschisă. O altă carte pe care am citit-o și din nou mi-a plăcut foarte tare este vorba despre Persepolis, un roman grafic de data asta. O carte pe care eu am citit-o acum vreo 3 sau 4 ani, cred, și este o carte oarecum feministă, dar combinată și cu multă religie și cu o cultură foarte diferită. Așadar, dacă aveți în jurul vostru adolescentă sau dacă sunteți la vârsta la care vreți să descoperiți altceva, cu siguranță este o variantă bună. Și a treia sugestie pe care vreau să o fac este orice carte bănuiesc scrisă de Adam Silvera. Eu am citit History is All You Left Me și v-am zis de câteva ori că mie personal nu mi-a plăcut, dar că Irinei, de la 16 ani, cu siguranță i-ar fi plăcut foarte, foarte tare. Adam Silvera a fost tradus și la noi, așadar dacă aveți o adolescentă în preajmă care preferă să citească în română, puteți să faceți și asta. Din câte am înțeles, History is All You Left Me este destul de asemănătoare ca stil și cu celelalte cărți ale lui și scrie trist și scrie profund și scrie să te lovească la curason, așadar cu siguranță va fi un cadou frumos pentru o adolescentă mai sensibilă din viața voastră. La băieți însă este jale, este greu de tot din punctul meu de vedere să faci cadou o carte unui adolescent, mai ales dacă nu știi foarte multe despre el. Așadar, o să încep cu clasicul, cu zeul, cu regele horrorului, pe care eu încă nu l-am citit și evident este vorba despre Stephen King. N-aș ști să vă recomand cu ce carte de Stephen King să începeți, dar știu că cei de la Nemira au scos recent un titlu nou. Eu până la urmă i-am făcut cadou lui Z, băiatului care încercam să-i fac un cadou în toamnă, o carte de Stephen King, pentru că nu am știut ce altceva să iau, sinceră să fiu. Oh well. O carte clasică de data asta, care mi-a revenit în minte în momentul în care am văzut un film care se numește Rebel in the Rye, este Catcher in the Rye, de J.D. Salinger, evident, și mi-am adus aminte cumva de ea, vorbind și cu un prieten de-al meu, vorbind despre cărțile clasice sau cărțile pe care le-am citit când eram adolescenți, pe care încă am mai putea să le citim acum. El susținea că nu ar mai citi Salinger acum, eu susțineam că probabil, dacă aș citi acum Catcher in the Rye, aș înțelege altceva, dar cred totuși că un adolescent la vârsta de 16-17 ani ar putea să regăsească destul de mult în angoasele personajului de acolo și în dorința asta de evadare, pe de-o parte, și în frustrarea asta că nimeni nu-l înțelege de fapt, și într-o oarecare aroganță tipică vârstei. Este o carte care mie mi-a plăcut la vremea ei, aveam 15 sau 16 ani când am citit-o, așadar cred că ar fi potrivită și pentru alți adolescenți la vârsta asta. Și ca să rămânem în aceeași temă și cu un roman grafic, pentru băieți însă cred că ar fi foarte interesant Watchmen. Watchmen este un roman grafic care are niște nuditate, așadar dacă aveți în jurul vostru un adolescent mai pudic, așa ca să zic, sau dacă voi nu vreți să oferiți un astfel de cadou, nu o faceți. Dar Watchmen este un roman grafic care știu că este pe placul foarte multor băieți din jurul meu, și mai mari și mai mici. Un roman oarecum sci-fi, cu anumite teme de astea mai ciudățele, dar este un clasic în ceea ce privește romanele grafice. Să trecem însă și la categoria prietene cele mai bune sau iubite sau oricum persoane care probabil sunt în jurul vârstei de 20-30 de ani pe acolo în decadele astea. Evident că aici am ales cărți care fie mi-au plăcut mie foarte tare sau pe care aș vrea să le citesc foarte tare sau atunci când cineva mă întreabă ce pot să iau unei
femei de 25-30 de ani, despre care poate nu știu foarte multe și dacă vreau să merg la sigur, astea sunt recomandările. Prima carte, evident, trebuie să o menționez ca fiind una dintre cele mai bune citite anul ăsta și o să mai vorbim despre ea. Și este vorba despre Conversations with Friends de Sally Rooney, apărută și în limba română la editura Curtea Veche, alături de Oameni Normali. Dar dacă vreți să mergeți aproape la sigur cu cartea asta, o carte scrisă aparent ușurel, dar despre niște situații foarte relatable, cu care poți relaționa foarte bine, cu siguranță Sally Rooney a intrat brusc în viața mea, dar a intrat bine în viața mea și aș recomanda cartea asta oricărei persoane de vârstă cu mine sau un pic mai mare chiar. Tot așa o autoare despre care vorbesc din ce în ce mai mult și pe care o recomand din ce în ce mai mult și pe care o dăruiesc din ce în ce mai mult este Jeanette Winterson. Aici, întâmplător, am Love, această carticică ce face parte din colecția Vintage Minis. De fapt, am vrut să profit de asta, să vă vorbesc și despre colecție în sine. Este o colecție care mie îmi place tare mult. Asta conține pasaje din cărțile lui Jeanette Winterson despre tematica iubirii. Mai am Julian Barnes despre moarte, mai am pe Murakami despre dorință, Atwood despre libertate și lucruri de genul ăsta. Așadar, cărțile de genul ăsta mi se par foarte bune pentru a face cunoștință cuiva cu un autor. De exemplu, eu sunt convinsă că cine ar citi Love de Jeanette Winterson, asta, ar fi fascinat de tot ce înseamnă Jeanette Winterson și de stilul ei și probabil ar vrea să citească mai mult. Eu, cu siguranță, am vrut să citesc mai mult după ce am citit-o pe asta. Apropo, ăsta se găsesc la Cărturești și costă 20 de lei fiecare. Și o carte pe care nu am citit-o, dar pe care aș fi curioasă să o citesc, este vorba despre Orașul Fetelor de Elizabeth Gilbert, o carte pe care am tot văzut-o în ultima vreme la noi, o carte care pe mine mă intrigă dintr-un simplu motiv. Eu am citit două cărți de Elizabeth Gilbert, una mi-a displăcut profund, alta mi-a plăcut extraordinar de tare. Ce mi-a displăcut profund a fost Eat, Pray, Love, este cea mai cunoscută a ei, dar pe mine m-a scos din sărite, din multe puncte de vedere. Dar ce mi-a plăcut, în schimb, extrem de tare, este Big Magic, Lecții de Magie, ambele sunt apărute la noi la editura Humanitas. Sunt curioasă să văd cum este Gilbert la această a treia încercare și din nou cred că este o carte potrivită pentru o prietenă foarte bună de-a voastră. Pentru prietenii voștri băieți, fie că vorbim despre amici, frați, iubiți, orice ar putea să intre în categoria asta, recunosc că am stat iar un pic să mă gândesc pentru că iar mi-a fost un pic dificil și până la urmă mi-am dat seama că cel mai bine ar fi să mă uit la ce mi-ar plăcea mie să dăruiesc băieților și bărbaților de vârsta asta din viața mea și am ales 3, dintre care doar una este citită și o să începe cu ea. Este vorba despre Tristețea femeilor frumoase de Andrei Ruse, cartea apărută la noi la editura Hiperliteratura, o carte pe care eu de-abia am citit-o și care mi-a plăcut super, super mult. Cumva aduce ca idee, cred, cu De ce iubim femeile a lui Cărtărescu, dar care mie nu prea mi-a plăcut. În schimb, asta mi s-a părut mult mai interesantă. Avem o colecție de povestiri scurte, fiecare dintre ele având în centru o femeie foarte diferită, pentru că sunt diferite poveștile între ele, dar cred că tocmai asta face cartea asta, de fapt, foarte interesantă. Faptul că avem atât de multe personaje distincte și atât de multe perspective. Cred că dacă aveți în jurul vostru un cititor care vrea să încerce și literatura română și dacă aveți în jurul vostru un bărbat care vreți să-i arătați, poate, într-un fel, tipuri diferite de fete, atunci asta cu siguranță este o variantă și stilul este minunat, absolut minunat. Cred, de fapt, că ar trebui citită de oricine, nu doar de băieți. Cred că e la fel de potrivită și pentru fete și pentru femei. Foarte, foarte bună cartea asta, dar vorbim mai multe despre ea în wrap-up-ul lunii viitoare. Carte de care, din nou, sunt și eu foarte curioasă să o citesc, dar singurul motiv pentru care se află pe lista asta este faptul că un prieten de-al meu și-a dorit-o foarte tare. Este vorba despre Pe pământ suntem strălucitori, o clipă de Ocean Vuong, carte din nou apărută la editura Storia, este de-abia lansată în colecția Storia Plus. Prietenul meu, amicul meu cu care mă duc să filmez la Gaudeamus în fiecare an, a fost foarte interesat de cartea asta din descrierea făcută de Cristina Munteanu, dar și din descrierea de pe spate. Eu personal nu vreau să știu despre ce e, știu doar că este foarte, foarte lirică și foarte frumoasă și știu că Ocean Vuong este un autor care a trecut de la poezie la proză și sunt foarte curioasă cum se transpune chestia asta în stilul lui.
cred că ar putea să fie interesant pentru cineva poate un pic mai artsy din viața voastră, poate. Și un monstru de carte pe care din nou nu l-am citit, dar pe care cred că o să-l fac cadou la un moment dat unui prieten de-al meu, am pe cineva anume în minte, este vorba despre Paul Auster cu 4321, cartea apărută la noi la editura Art în colecția Munsai. Prietenul ăsta al meu de care v-am zis este cel care de fapt mi-a făcut mie cunoștință cu Paul Auster și de-aia cumva sunt aproape sigură că i-ar plăcea cartea asta și premisa sună foarte bine. Avem o persoană și vedem cum ar arăta viața lui în patru destine diferite. Așadar, mi se pare foarte interesant faptul că putem vedea istoria din patru perspective diferite sau citită, văzută în patru feluri diferite, în funcție de lucrurile care se întâmplă în viață. De-abia aștept să citesc și eu cartea asta și încă nu m-am hotărât dacă vreau să o citesc varianta în română sau în engleză, dar cu siguranță este o carte foarte potrivită pentru oricine pasionat de social, de istorie, de felul în care percepem societatea din jurul nostru în astfel de cadre diferite. În sfârșit, o categorie la care mi-e un picuț mai simplu să vorbesc și vorbesc despre categoria asta cu mama în minte, pentru că vorbim despre cărți pentru mame sau pentru femei aflate cumva în direcția aia, mame, bunici, persoane chiar poate de vârstă cu noi, dar care au un stil de lectură un pic mai matur, lucruri de genul ăsta. O să începem cu cea mai puțin matură, cred, dintre toate, dar este o carte care mi se pare foarte, foarte potrivită pentru persoanele foarte familiste. Este vorba despre Bunica mi-a zis să-ți spun că îi pare rău, de Frederick Pacman, carte din nou apărută la noi la Art în colecția Munsai. Știți deja pasiunea mea formidabilă pentru Pacman, a fost un bărbat pe nume Uwe, a fost perfectă de la un cap la celălalt, deși și asta mi-a plăcut mult. Parcă tot mai mult mi-a plăcut Uwe, însă vorbeam cu mătușa mea la un moment dat și spunea că ei s-a părut mai interesantă asta, pentru că poate pentru ea a contat mai mult legătura asta dintre bunici și copii și dintre părinți și părinții lor odată aflați la maturitate decât siropoșenile din Uwe, pentru că hai să fim serioși că este totuși mult mai siropoasă decât asta. Cred că ar fi frumos de dăruită această carte fie unei mame, fie unei bunici, fie unui părinte, așa cum am zis, care vrea să citească despre o posibilă relație cu propriul părinte la o vârstă un pic mai avansată. Foarte, foarte drăguță carte și din anumite puncte de vedere te face să râzi, dar din altele este din nou și ea destul de tristă. Și două cărți pe care nu le-am citit sunt niște prospături, sunt niște cărți care de-abia au fost lansate la Gaudeamus anul acesta, așadar nu știu să vă spun foarte multe despre ele, dar cred că din nou, uitându-mă la femeile din jurul meu, cred că le-ar plăcea. Prima este o carte care mi-a fost, de fapt, mie recomandată de Claudia de la Polirom. Este vorba despre Ultimele povestiri de Olga Tokarczuk. Sper că am pronunțat bine numele. V-am arătat cartea asta, deși am o serie întreagă din cărțile ei, primită de la cei de la Polirom, dar Claudia mie mi-a recomandat să mă apuc cu această carte. Ea este una dintre câștigătoarele premiului Nobel, anunțate acum recent, și Claudia mi-a spus că dacă nu am mai citit-o pe Olga deloc, să mă apuc cu Ultimele povestiri. Cartea asta cu siguranță va ajunge și la mama, așa că o să raportăm cât de curând. Și tot la Gaudeamus, tot prospături și tot o chestie care cred că i-ar plăcea mamei, este vorba despre Șefa, un roman culinar. Avem o tipă care este șef, este bucătăreasă profesionistă într-o lume dominată de bărbați. Mai mult decât atât, cartea este spusă din perspectiva unui bărbat care a fost îndrăgostit de această femeie, așadar mi se pare foarte interesant și raportul ăsta, modul în care probabil el o percepe pe ea. Deci nu avem doar povestea ei și felul în care este percepută prin ochii unui bărbat îndrăgostit de ea. Coperta, recunosc că mă duce cu gândul la tot ce înseamnă perioada aia de Downton Abbey și cărți de început de secol, deși nu cred că este într-atât de veche acțiune, nu cred că este într-atât de mult, dar cred că mamei i s-ar părea drăguță cartea asta, cred că este o lectură lejeră, nu cred că este nimic foarte, foarte sofisticat în ea, dar pentru o lectură frumoasă și light de sărbători, cred că asta poate fi o idee bună de cadou.
Și în cele din urmă pentru tați, o să începem cu o carte care din nou nu mi se pare potrivită doar pentru tați, mi se pare potrivită pentru toată lumea, dar tocmai am făcut-o cadou tatălui meu, așadar mi se pare oarecum care sens. Este vorba despre Dosar permanent de Edward Snowden, cartea apărută la noi la editura Nemira. Eu am citit-o, am ascultat-o de fapt în format audiobook și mi-a plăcut la nebunie, mi s-a părut fabuloasă și cu cât mă gândesc mai mult la ea, cu atât mai mult îmi place, mi se pare incredibilă. Și am mai făcut cartea asta cadou și unui băiat de vârstă cu mine, așadar nu cred că e vorba doar de categoria aia de vârstă. Și din nou, nu cred că e vorba doar de bărbați aici, pentru că și mie mi-am plăcut foarte tare. Dar, dacă tații voștri nu citesc neapărat ficțiune, dar sunt totuși interesați de ce se întâmplă în zona asta tehnologiei, cu siguranță cred că este o idee bună. Tot așa pentru tații care nu citesc ficțiune, dar care sunt cumva interesați de lumea asta culturală, din nou o colecție de cărți apărută la editura Polirom. Am aici Caragiale, scrisoarea pierdută de Bogdan Alexandru Stănescu, deși cred că și mai interesantă este cartea despre Brâncuș. Asta i-am zis verișoarei mele, de exemplu, că îl văd pe unchiul meu aprecind cărțile astea. Dar cumva mi se pare că dacă unchiul meu nu primește cadou de Crăciun cărțile astea de la cineva din familia lor, cu siguranță le va primi de la mine de ziua lui, pentru că cred eu că ar aprecia genul ăsta de literatură. Foarte, foarte frumoasă mi se pare ideea acestei colegi, cu siguranță o recomand și pe asta. Și în ultimul rând, o carte pe care o am eu pe TBR, de fapt, în această perioadă, dar motivul pentru care am ales să o includ în această categorie a fost un mail pe care l-am primit astăzi. E bine, este vorba despre Machines Like Me, de Ian McEwan, cartea apărută la noi la Polirom ca mașinării ca mine, a spune, cred? Sau, da, mașinării ca mine. O carte pe care eu, deși nu am citit-o, am dăruit-o unui prof care are cam 50 un pic de ani, cred, atunci când am fost în Canada și am primit un mail astăzi de dimineață de la el spunându-mi cât de mult i-a plăcut cartea asta. El este foarte pasionat de tot ceea ce înseamnă cognitive science și lucruri de genul ăsta și deși inițial a fost oarecum sceptic gândindu-se că o să fie o carte sci-fi, fiind o carte cu roboți, a spus că i s-a părut incredibil stilul și a spus că i s-a părut foarte interesant modul în care l-a făcut să se gândească la tot ce înseamnă cognitive science în raport cu societatea și în raport cu istoria acestei științe. Cred eu că a fost o alegere bună atunci și cred că este o alegere bună în continuare dacă vreți să faceți cadou o carte de ficțiune. Mai mult decât atât, știți deja că mie stilul lui McEwan a început să-mi placă tare, tare mult, așadar cred că poate fi un cadou bun. Și în ultimul rând să ajungem și la wishlist-ul meu personal, cărți pe care tare, tare mult mi-aș dori să le găsesc sub brad anul acesta. Una dintre ele este o carte pe care mi-am pus-o efectiv pe wishlist. La noi în familie avem wishlist-uri pe care le tot circulăm ca să ne luăm cadouri de acolo. Este vorba despre Harry Potter and the Goblet of Fire în varianta lui ilustrată, Harry Potter 4, varianta ilustrată. Sper tare, tare, tare mult să o primesc și aș fi, nu că aș fi dezamăgită dacă nu, dar ca să faceți o idee, am pus-o deja în coș pe Amazon, pentru că dacă nu o să primesc anul ăsta de Crăciun, pe 25 decembrie seara o să-mi o comand singură. De-abia aștept, de-abia aștept, o să ajungă la mine, oricum mai dau-o foarte curând. A doua carte pe care tare, tare mult mi-aș dori să o găsesc sub brad anul ăsta este Find Me de Andre Asiman. Nu e continuarea de la Call Me By Your Name, deși se învârte în același univers. Din cât am înțeles, are în centru povestea tatălui lui Elio. Tatălui Elio mie oricum mi s-a părut un personaj foarte interesant, pentru că, pe lângă faptul că este foarte înțelegător cu fiul lui, clar ascunde și el niște emoții reprimate. Are la un moment dat un discurs pe care îl dă lui Elio, o să încerc să găsesc link pe YouTube să-l pun mai jos. Este fabulos, acel discurs este absolut minunat și cumva dacă Asiman reușește să păstreze stilul acelui discurs și în Find Me va fi pf. Plus că am mai citit și Enigma Variations de Asiman de atunci și mi-a plăcut foarte mult, așadar încep să am încredere în el ca autor destul de tare. Și în ultimul rând, mi-aș dori foarte, foarte mult să primesc sub brad și The Testaments de Margaret Atwood, carte care este continuarea din nou de la Handmaid's Tale. Sunt foarte curioasă de cartea asta pentru că, de exemplu, știți că există serial pe HBO și, dacă mai țin minte bine, primul sezon corespunde cărții Handmaid's Tale, dar apoi
Atwood a funcționat așa oarecum în blind sau a creat un scenariu nou. Și sunt foarte curioasă dacă The Testaments are o legătură cu celelalte sezoane din serie sau este o cu totul altă poveste. Ce mi-aș dori eu foarte tare, în schimb, este să explici odată ce e cu Gilead și de ce și cum s-a ajuns acolo și cum era societatea înainte, mai mult decât a făcut-o în Handmaid's Tale, dar cum a început să o facă în serial, pentru că în serial mi se pare că primim mai multe informații. Bun, asta a fost tot pentru clipul de astăzi, sper că v-a plăcut, sper că ați găsit o oarecare inspirație, fie pentru cadouri de Crăciun, fie pur și simplu pentru lecturi ale voastre sau ale celor dragi. Dacă v-a plăcut acest videoclip, thumbs up și nu uitați să-mi spuneți în comentarii ce cărți oferiți voi de Crăciun anul acesta. Pentru alte clipuri, nu uitați să vă abonați, apăsăm butonul de subscribe de mai jos, împreună cu clopoțelul alăturați. Iar până zilele viitoare, când noi ne vedem cu BookTube Secret Santa, nu uitați să citiți cât se poate de mult să-mi spuneți și mie ce mai citiți. Bye!